Indiciile care arată că o căsnicie este sortită eșecului. Le poți observa chiar în timpul nunții. Organizatorii de nunți au observat câteva puncte comune la cei care se căsătoresc și se despart în scurt timp după eveniment. Și fotografii își pot da seama că membrii unui cuplu nu sunt meniți să rămână împreună pentru totdeauna. Cum fac acest lucru? Pur și simplu. În timpul ședinței foto, unul dintre parteneri afișează expresii faciale care spun că locul lui nu este acolo. La rândul lor, organizatorii de astfel de evenimente mărturisesc că trec printr-un cumul de situații tensionate și situații de-a dreptul comice. În ultimii ani, după ce au câștigat experiență în acest sens, organizatorii ar putea recunoaște cu ușurință dacă un cuplu poate avea parte de un divorț după nuntă. Este doar o chestiune de timp până la separare dacă se întâmplă aceste lucruri, spun aceștia. Iată indiciile care arată că o căsnicie este sortită eșecului. Mireasa și Mirele folosesc diminutive care pot fi umilitoare în public. Pe timpul desfășurării evenimentului, organizatorii au observat și modul cum se alintă partenerii de viață. Potrivit acestora, dar și a psihologilor maritari, poreclele și apelativele de alint nu sunt întotdeauna benefice pentru o relație de lungă durată. Mai ales dacă avem de-a face cu gogoșică, iepuraș, șoricel. Apelativele care pun partenerii într-o lumină umilitoare pot duce în timp la destrămarea relației. Scuza, îi spun așa, dar îi spun cu dragoste, nu îndulcește cu nimic lucrurile. Unul dintre parteneri ia decizii în secret. Uneori, deși toate detaliile desfășurării evenimentului sunt discutate, unul dintre parteneri strecoară câte o decizie luată de unul singur. Preferă să nu știe celălalt și îl pune în fața faptului împlinit. Adesea justifică gestul drept o surpriză pentru viitorul soț sau viitoarea parteneră de viață. Alteori, situațiile și mai grave, de exemplu, unul dintre ei decide să nu trimite invitații unor cunoștințe din partea partenerului. Doar unul se implică în organizare. Experții în organizarea anunților spun că femeile sunt mai implicate în acest proces. Bărbații sunt ușor indiferenți când vine vorba despre culoarea huselor care îmbracă scaunele sau în ceea ce privește aroma tortului. Însă, când organizatorii au de-a face cu un singur partener pe toată durata planificării nunții și îl cunosc pe celălalt abia la eveniment, lucrurile se complică. Situația este ciudată încă de la început și riscă să se agraveze, iar căsnicia să ducă la divorț.